Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre sărăcia care bântuie Europa. România este pe primul loc. Sărăcia poate fi definită ca o stare socială în care un individ, activ pe piața forței de muncă, nu are posibilitatea să-și asigure lui și familiei sale mijloacele materiale minime de subzistență. Sărăcia este o noțiune dinamică și trebuie privită în corelație cu nivelul de dezvoltare al fiecărei țări, baza de evaluare fiind un anumit standard minim de nivel de trai. Acest standard este relativ, fiind foarte diferit după țară sau regiune. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, organizație din cadrul ONU, definește sărăcia ca pe un indice rezultat din raportul dintre venitul mediu pe glob, pe cap de locuitor, și venitul mediu, adică salariul mediu, pe cap de locuitor al țării respective. Alte repere pentru stabilirea limitei sărăciei sunt insuficiența venitului pentru acoperirea cheltuielilor necesare unei alimentări regulate sau a necesarului pentru îmbrăcăminte, încălzire și alte necesități indispensabile traiului. Această sărăcie atrage după sine deficiențe culturale, o lipsă de calificare și creștere a analfabetismului populației. Sărăcia poate să fie o sărăcie absolută și o sărăcie relativă, între aceste două forme existând forme structurale tranzitive. Robert McNamara, un om politic american, definește sărăcia absolută ca o stare extremă a existenței umane când individul în lupta pentru supraviețuire este expus la lipsuri și umilințe de neînchipuit, ce depășesc fantezia lumii privilegiate. În lume, aproape 1 miliard, mai exact 850 de milioane de oameni suferă de foame sau subnutriție, din care 170 de milioane sunt copii. La fiecare 5 secunde moare un copil de o vârstă sub 5 ani, în total mor anual circa 30 de milioane de oameni din cauza subnutriției. Pe glob, circa 1,4 miliarde de oameni nu au acces la energie electrică. Circa 880 de milioane de persoane trăiesc încă fără apă potabilă și 2,6 miliarde de semeni de ai noștri nu au canalizare. În anul 2008, atât numărul oamenilor care trăiau cu sub 1,25 de dolari pe zi, cât și ponderea lor în total, a scăzut la nivel mondial. Este prima evoluție negativă globală a acestui indicator din 1981 și până acum. În anul 2008, atât numărul oamenilor care trăiau cu sub 1,25 de dolari pe zi, cât și ponderea lor în total, a crescut la nivel mondial. Este prima evoluție negativă globală a acestui indicator din 1981 și până acum. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul sărăcie, iar noile date înregistrate la nivel european prezintă o realitate îngrijorătoare. Peste 34% dintre români erau expuși anul trecut riscului de sărăcie și excluziune socială, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere înregistrată în rândul țărilor membre ale Uniunii Europene în anul 2022, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, anul trecut 95,3 milioane de persoane din Uniunea Europeană, echivalentul la 21,6% din populație, erau supuse riscului sărăciei și excluziunii sociale, adică trăiau într-o gospodărie care se confrunta cu cel puțin una dintre cele trei situații: risc de sărăcie, deprivare materială și socială severă, sau trăiau într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii. Eurostat precizează că cifrele au rămas relativ stabile comparativ cu 2021, când 95,4 milioane de persoane din Uniunea Europeană, respectiv 22% din populație, erau supuse riscului de sărăcie și excluziune socială. În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială se înregistra în România, 34,4%, Bulgaria, 32,2%, Grecia și Spania, ambele cu 26%. Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia, 11,8%,
Slovenia 13% și Polonia 16%. La nivelul Uniunii Europene, riscul de sărăcie și excluziune socială era în 2022 mai mare pentru femei decât pentru bărbați, 22,7% comparativ cu 20,4%. De asemenea, peste o cincime, respectiv 22,4% din populația Uniunii Europene, care trăia într-o gospodărie cu copii dependenți, era în risc de sărăcie și excluziune socială. Criza costului vieții este o realitate nu doar pentru români, care simt cum banii lor sunt tot mai puțin valoroși în fața avalanșei de scumpiri, dar și pentru restul europenilor. Situația economică a Europei se află pe o tendință de degradare, oamenii confruntându-se cu o rată piperată a inflației, care îi pune în dificultate economică în fiecare lună. Salariile și pensiile au devenit tot mai neputincioase în fața costului vieții de zi cu zi. O analiză Wall Street Journal arată că europenii sunt din ce în ce mai săraci. Ca să facă față noi realități economice dure, europenii, chiar și cei din țări puternice și dezvoltate, cum ar fi Franța sau Germania, au început să strângă cureaua. De exemplu, nemții fac economie la carne, iar francezii nu mai sunt nici pe departe atât de generoși cu bugetul pentru vinul roșu. De asemenea, spaniolii au strâns și ei punga când vine vorba despre uleiul de măsline, al cărui preț a crescut semnificativ în acest an. Dincolo de faptul că există probleme economice, jurnaliștii de la Wall Street Journal mai atrag atenția asupra unui fenomen ce aduce probleme Europei. Este vorba despre faptul că populația continentului nostru este îmbătrânită, iar perspectivele economice și cele pentru piața muncii nu arată deloc bine. În aceste condiții apare întrebarea legitimă legată de cine va mai suporta plata pensiilor în viitor, dacă angajații sunt tot mai puțini și mai săraci, iar pensionarii din ce în ce mai mulți și cu o speranță de viață crescută. În ultimii 20 de ani, averea a crescut cu 280%, cele mai mari creșteri înregistrându-se înainte de aderarea României la Uniunea Europeană și după. Ulterior, până în 2011, averea se înjumătățise față de culmea atinsă în 2008. Cheltuielile au crescut mai repede decât veniturile, ca urmare a inflației, iar acest lucru a condus la scăderea economiei, respectiv la scăderea investițiilor. Rata de privări materiale și sociale semnificative, SMSD, este un indicator care arată lipsa severă a obiectelor necesare și dezirabile pentru un trai corespunzător. Indicatorul face distinție între persoanele care nu își pot permite un anumit bun, serviciu sau activități sociale. Această rată este stabilită ca fiind procentul din populație care se confruntă cu lipsa forțată a multiplelor tipuri de deprivări, atât la nivel de gospodărie cât și la nivel individual. Dacă în 2021 peste 20% dintre tinerii români erau expuși riscului de sărăcie și de privare socială, anul trecut populația românilor săraci a ajuns la 34%. Deprivarea materială severă, așa cum este definită de Eurostat, este caracterizată prin existența unor condiții de viață constrânse în mod dramatic de lipsa de resurse. Persoanele nu își pot permite să își plătească chiria sau facturile de întreținere, să își mențină locuința la un nivel de încălzire adecvat, să se confrunte cu cheltuieli neașteptate, să mănânce carne, pește sau o proteină echivalentă o dată la două zile, o săptămână de vacanță în afara locuinței, un automobil, o mașină de spălat, un televizor color sau un telefon. Dacă eliminăm milionarii în lei, circa 60.000 de români au depozite bancare de cel puțin 1 milion de lei, restul populației abia dacă are 2.000 de euro puși la saltea. Hot News a discutat cu Florian Neagu, director al Direcției de Stabilitate Financiară din BNR, despre pericolele care ne pasc. El le spune riscuri sau vulnerabilități, îmbătrânirea demografică, despre cât de polarizată este societatea românească, despre argumentele românilor care nu au conturi bancare
sau despre cum poate fi îmbunătățit calculul care indică evoluția economiei. Pe scurt, am discutat despre oameni și bani, ne spune Dan Popa de la Hot News. Florian Neagu a ajuns la BNR în anul 2000. Fusese șef de promoție la Finanțe Bănci, iar după un an de profesorat a intrat în BNR ca economist. În Banca Națională a României, Neagu a trecut prin mai multe direcții. A fost mai întâi la reglementare, apoi la relații internaționale, în perioada în care demarase procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană, iar din 2005 lucrează în Departamentul de Stabilitate Financiară. Iată câteva informații oferite de acesta pe scurt. Dacă vorbim despre economisire, iată câteva cifre. 0,4% din toți deponenții acestei țări, adică aproape 60.000 de persoane, cumulau peste un sfert din totalul depozitelor. Asta înseamnă în medie peste 1.000.000 de lei de persoană. Restul deponenților, circa 14,1 milioane de persoane, au economisit în medie 11.000 de lei. Polarizarea este de 1 la 100, dacă vrei. Avem niște probleme cu capitalul uman, 3 mai precis. Prima, că suntem tot mai puțini, avem o scădere a populației de circa 1.000.000 de persoane între cele două recensăminte, 2011-2021. A doua, că suntem tot mai bătrâni. Indicele de îmbătrânire demografică s-a depreciat foarte mult, cu 20 de puncte procentuale, de la 101% la 121% cât este în prezent. Iar al treilea lucru este legat de educație, unde, deși nivelul în ultimul deceniu s-a îmbunătățit semnificativ, în continuare suntem pe ultimul loc în ierarhia europeană. Pe scurt, suntem tot mai puțini, tot mai bătrâni și cu grad de educație relativ modest, ceea ce constituie o vulnerabilitate a capitalului uman al acestei țări. Această vulnerabilitate va avea o implicație asupra stabilității financiare. Nu azi, nu mâine, dar în 10-20 de ani vom ajunge să o decontăm. PIB-ul furnizează informația legată de flux, dar poate că ar fi bine să combinăm această informație de flux cu una de stoc, adică avuția națională. Trebuie să ne uităm la ce s-a creat nou în economie, PIB, dar și la cât a rămas. Când sunt întrebați românii de ce nu au conturi la bănci, iată răspunsurile. 42% din respondenți spun că nu dețin fonduri suficiente. Urmează apoi cei care nu au încredere în instituțiile financiare, apoi cei care consideră că aceste servicii financiare sunt prea costisitoare, iar alții spun că instituția financiară este prea departe. A scăzut și numărul de agenții bancare de la 35% de mii de locuitori în 2011 la 21 de agenții la 100 de mii de locuitori. De asemenea, numărul ATM-urilor la 100 de mii de locuitori a scăzut de la 64 la 62. Cele două riscuri pe care doar noi, românii, le avem, comparativ cu alte state, sunt: primul risc este legat de dezechilibrele macroeconomice. Suntem singura țară din Uniunea Europeană aflată în procedură de deficit excesiv. De asemenea, avem așa numitele deficite gemene, deficit fiscal și deficitul de cont, mai ridicate decât în alte state. Prin urmare, din perspectiva noastră, am considerat că asemenea aceste dezechilibre macroeconomice care s-au accentuat pe fondul crizelor, am constatat că aceste dezechilibre macroeconomice care s-au conturat pe fondul crizelor, acestea presupuse, pot pune presiune pe stabilitatea financiară. Al doilea e legat de ponderea mare de subcapitalizare cronică a economiei și acesta este un element care merită să ne ocupăm mai îndeaproape. Analistul financiar Adrian Neagu atrage atenția că puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă pentru că nu vom scăpa de inflație. Perioada dificilă pe care o traversăm la nivel economic global se resimte chiar și în rândul celor mai puternice companii din lume. O analiză a PricewaterhouseCoop arată că valoarea de piață a celor mai mari 100 de companii listate din lume a scăzut cu 11%.
dar există și măsuri de înlăturare a sărăciei. Printre aceste măsuri se numără atenuarea inegalităților sociale printr-un sistem de salarizare și impozitare echitabil, un învățământ performant, adaptat progresului tehnic și necesităților reale ale economiei naționale. Ajutoarele sociale, alocațiile acordate de stat familiilor nevoiașe, rezolvă problema sărăciei numai dacă acestea sunt urmate și de alte măsuri, cum ar fi calificarea ori recalificarea forței de muncă, pentru a se adapta nevoilor economiei naționale și concurenței de pe piața forței de muncă. Cauzele sărăciei sunt inegalitate socială, războaiele sau alte conflicte militare, care temporar întrerup activitatea economică, structura politică, ce nu permite sau, prin măsurile luate, descurajează libera inițiativă, structura economică ineficientă, cu multă birocrație și activități economice neadaptate progresului economic și social, guvernare ineficientă, incompetentă, coruptă, instabilitate legislativă, lipsa reformelor necesare avântului economic, care să conducă la diminuarea ratei șomajului, catastrofe naturale, epidemii care blochează activitatea economică și implicit raporturile comerciale, o creștere a numărului populației raportat la resursele materiale existente, pregătire profesională deficitară datorită unui sistem de instruire sau învățământ depășit, neadaptat necesităților reale ale economiei, și lipsa de interes a unor categorii de indivizi în formarea și dezvoltarea unor deprinderi pentru integrarea în structuri economice și activități eficiente. Sărăcia este una dintre problemele majore ale României contemporane, în paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat pe anul 2013, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata sărăciei relative, cu un procent de 25,4%. Potrivit datelor Eurostat, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata sărăciei relative, cu un procent de 25,4%. Cel mai recent studiu realizat în anul 2020 la nivelul Uniunii Europene de către Eurostat a arătat faptul că unul din trei români sunt în pericol de sărăcie sau excluziune socială. Date ale Institutului Național de Statistică arată că în România sunt 8,5 milioane de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială. De asemenea, o treime din populație este afectată de privare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai decent. În studiul Teorii structurale și individualiste ale sărăciei, David Kalinsky, profesor în Departamentul de Sociologie de la Universitatea Western Ontario, Canada, consideră că în cercetarea sărăciei se pune problema vinovăției. În studiul Teorii structurale și individualiste ale sărăciei, David Kalnitsky, profesor în Departamentul de Sociologie de la Universitatea Western Ontario, Canada, consideră că în cercetarea sărăciei se pune problema vinovăției. Cine este vinovat pentru incapacitatea unor persoane de a-și asigura condiții de viață normale pentru actualul stadiu de dezvoltare a societății, individul sau macrostructura socială? Pentru teoriile centrate pe vinovăția individului, David Kalnitsky îl citează pe Eric O. Wright, profesor de sociologie la Universitatea Wisconsin-Madison, Statele Unite, care a descris atributele persoanelor sărace prin intermediul fabulei La cigalet la furmi de Jean de La Fontaine, scrisă în 1668. În limba română, fabula a fost tradusă de Alexandru Donici cu titlul Greierele și furnica și a fost inclusă altădată în manualele școlare pentru educația morală a elevilor din clasele primare, dată fiind morala ei, cine-i harnic, prevăzător și muncește, are o situație materială bună, este la adăpost de vitregiile vremii. Cine este nechipzuit și leneș,
ajunge să ceară milă de la cel care a dobândit o bună stare prin eforturi personale. Haideți să ne aducem aminte. Greierul în desfătare, trecând vara cu cântare, deodată se trezește că afară viscolește. Iar el de mâncare n-are. La vecina sa furnică alergând cu lacrimi pică și se roagă să-l ajute, cu hrană să-l împrumute. Că de foame să nu moară, numai până la primăvară. Furnica l-a ascultat, dar așa l-a întrebat. Vara când eu adunam, tu ce făceai? Eu cântam în petrecere cu toți. Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă dacă poți, iar la vară fă ca mine. Dar cărțile sfinte văd altfel sărăcia. În a doua scrisoare către Corinteni, apostolul Pavel a atras acestora atenția asupra exemplului lui Iisus Hristos, care s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui să deveniți voi bogați. 2 Corinteni 8:9. În evul mediu european au apărut ordinele mendicante, care au readus în atenție importanța sărăciei creștine, așa cum a fost predicată de Iisus și fixată în scris de apostolul Pavel. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare, pe curând!